Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ceva ce cred că simțim cu toți în perioada asta despre grijă și despre îngrijorare. Am văzut un sondaj recent care zice că în România grija pentru sănătatea familiei este mai mare decât grija pentru situația economică sau față de situația războiului din Ucraina. Pe undeva deci... e normal să te gândești la tine și la ai tăi. Da, da, pe undeva, cum să spun, descrie România în care trăim, știi? Exact. Faptul că ce ne îngrijorează cel mai tare acum, sănătatea familiei, lasă războiul. De război mai scăpăm, dar dacă ne îmbolnăvim, am încurcat-o în țara asta, știi? Ceea ce, și asta spune grav, ceva despre... Da. Bun. De aici și întrebarea pe care vă adresăm în dimineața asta, 0372069599. Haideți să vorbim un pic. De cine aveți grijă în perioada asta și ce vă îngrijorează cel mai tare? Adică pe cine protejați și de ce vă temeți? Că ați văzut? Da, deci e foarte interesant. Știți ce arată asta? Faptul că în România grija pentru sănătatea familiei e mai mare decât grija pentru situația economică sau pentru sau față de război, de consecințele acestui război care nu știm cum o să evolueze. Deci ce arată asta? Altruism? Că ești mai îngrijorat pentru cei din jur decât pentru tine? Sau poate că, dacă privim altfel, poate că e așa un tip de indiferență față de propria condiție, că ești mai, ai grijă față de ceilalți, știi, zici altruism. Bă, dar de fapt, mai devreme sau mai târziu, indiferența asta față de sănătatea ta, față de propria ta condiție, ajunge să creeze probleme pe care tot ceilalți trebuie să le rezolve. Adică, dacă te îmbolnăvești că n-ai grijă de tine, nu cei din familie vor trebui să te ajute? Vedeți cum se poate întoarce împotrivă? În România mergem puțin la medic pentru examene uzuale, adică analize, constant. Lasă că nu merg la doctor, dacă mă duc la doctor găsește ceva. În general mergem când ne doare ceva. Ai problema. Deci prevenția în România este foarte scăzută și mergem când ne doare. Și când ne doare doctorul, ce să facă? Face și el ce poate în momentul ăla. Am trecut de 40 de ani. Da, domnule. Și am aflat acum trebuie să încep să faci ITP-uri. Da. Cum ar veni. Da, așa. Da. Și, bă, e foarte greu să te mobilizezi. Da. Spun sincer, adică eu care, na, tata e medic, adică cumva ar trebui să fiu mai, ai zice, mai responsabil. Mai, da. Mi-e foarte greu să mă mobilizez, să mă apuc, să-mi fac programări, să... Nu avem asta în sânge, știi? Și mă uit în Occident, la oameni care s-au mutat acolo și au adoptat stilul ăla de viață, băi, la aia e regulă, adică da. Nu e se pune problema. Religiozitate, da. Se duc la control, la toate alea, de la stomatolog până la toate specialitățile care pot... Eu am început să mă mai duc, dar recunosc că e greu. Și încă ceva, știți, în limba română cuvântul grijă are mai multe sensuri. Dacă eu încă n-am fost la ochelari. Da. Păi mai zim despre asta. Deci începusem să zicem de cuvântul grijă. Da. Tu și cu urechile cred că ai o problemă până mai auzi bine. Am. Adică asta e clar din discuția noastră. Noi facem aici anual un test, tu nu-l faci, dar eu-l fac și nu prea mai auzi bine. Nu prea mai auzi bine. Da, de zile. Și nici cu văzutul nu prea. Da, nu, sunt praf. Asta, în curând începe să te ajutăm. Deci, în limba română, cuvântul grijă are mai multe sensuri. Unul este de teamă pentru ceva ce s-ar putea întâmpla. Altul este însă de atenție deosebită pentru cineva sau ceva. Deci, pornind de la grijă, când spui grijă, ori ești alarmat, neliniștit, ori ești protector și atent. Una e o atitudine negativ-defensivă, cealaltă pozitiv-activă. Și mi se pare foarte interesant. Mi se pare interesantă semantica acestui cuvânt și cum se relaționăm diferit, aproape opus, nu? Ori suntem în îngrijorare, ori suntem protectori. Deci, de cine aveți grijă în perioada asta? Ce vă îngrijorează cel mai tare? Pe cine protejați și de ce vă temeți? 0372069599. Pe mine mă îngrijorează... Și încă ceva, ați văzut că e mai ușor să vorbim despre îngrijorări decât despre lucrurile pe care le facem pentru alții? Că acum, știi, când spui de cine ai grijă? Păi am grijă de copii și am grijă de soție și de familie și cam asta e și am grijă de pochi. Dar când vine vorba de îngrijorări, frățioare, avem o listă, putem să vorbim o zi întreagă despre îngrijorări sau cel puțin așa sunt eu. Da, adică da, mă îngrijorează, pe mine mă îngrijorează situația economică, de exemplu. Că este incertitudine și războiul agită și tulbură apele și nu știu ce se întâmple cu prețul gazului și cu prețul curentului și cu inflația. Și nu știm cum o să fie evident cu audiențele, niciodată nu știm până când vin ele și suntem felicitați. Dar dacă nu suntem felicitați, trebuie să ne căutăm de lucru. Da, dar n-ai mai avut nicio grijă în ultimii ani.
în ultimii ani, dar asta nu înseamnă că s-ar putea să vină, da? Și sunt îngrijorat de cum se merge pe șosele. Și adică sunt multe lucruri care mă îngrijorează. Cu grija, mai de cine ai grijă? Păi am grijă de familie, în mod evident. Grijă de familie. Dar vorba aia, ai grijă și de tine, am grijă de mine. Ultima dată când am fost la analiză a fost după COVID, când mi-au găsit o pneumonie reziduală. Dar înainte de asta nu mai fusesem de ani de zile. Și te-ai dus pentru că nu te simțeai tocmai bine, că altfel n-ai fi călcat acolo. Pentru că tușit, pentru că stare de oboseală, pentru că răgușeală, pentru că nu știu ce. Eu mai am și eu, exact cum zice Luca, așa, după 40, câte un impuls, că poate ar trebui să mă duc să vrei. Dar dacă îmi găsește ceva, asta e întrebarea mea. Dacă îmi găsește, eu mă simt bine așa, știi? Păi știi cum e, că da, e bine dacă, Doamne ferește, îți găsește ceva, să-ți găsească cât mai... Asta e și ideea, dar eu privesc lucrurile invers. Când ți-ai făcut ultima dată analiză? Nu, serios. Da, nu mai știu. Cred că sunt mai bine de înainte de pandemia. Aha. Cam așa, pe acolo, da. Și mine cum a ieșit? Sigur că a fost și perioada asta de pandemie, când poate și cei care aveau bunul obicei de a se verifica regulat, s-au temut să se ducă. Mm-hmm. Dar uite, acum se redeschide totul. Da. Am vorbit cu un medic la un moment dat în vremea pandemiei și am zis, băi, zic, așa să fac genul ăla de analiză. Băi, zice, dacă nu e așa urgent, ai, las-o un pic, că acum suntem toți închiși, nu este în spital COVID aici, n-ai unde să vii, acolo nu știu ce, acolo nu se poate, hai să ne mai gândim nițel. Dar, da. Și întrebarea e, aveți o legătură cu medicul de familie? Adică aveți medic de familie cu care țineți legătura constant și vorbiți cu el și... A? Eu da, dar asta pentru că am copii. Uh-huh. Probabil dacă n-ar fi fost copii, n-aș fi știut că există un medic de familie. Că știi cum e. Uh-huh. Nevoia te împinge. Adică în afară de concediu medical. Pe de altă parte, eu cred că lucrurile se vor schimba puțin acum, mai ales că foarte multă lume a prins virusul COVID și cred că e o perioadă în care ar trebui să ne întoarcem la medic, apropo de ce spuneai, Vlad, că ai rămas cu ceva după experiența asta. Asta cu foarte multă lume. Și ar trebui să facem o verificare totuși. Tu n-ai făcut COVID. Eu n-am făcut. Adi n-a făcut. Cami și Andrei Paleu n-au făcut COVID, că am vorbit. Deci, până la urmă, știi, zicea, toată lumea a trecut prin COVID. Băi, nu chiar toată lumea. Chiar așa, adică nu e chiar așa, știi? Da. Glumeam că minoritatea care n-a făcut COVID, e, nu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.